În minutele următoare, Radu Almoșan vine să povestească de ce a părăsit România pentru a se stabili în America, dar și care sunt destinațiile sale preferate de vacanță. De 3 zile cu băieții când și chefuiesc, dar mă pustâncesc pe loc când te zăresc. Ăsta-s eu, n-am ce să fac. Sunt și înger, sunt și drag. Numai tu îmi ești în lume pe plac. Ăsta-s eu, iubesc cu foc. Nu te-aș mai lăsa deloc. Seara asta poate am noroc. Opa, hopa, până-n zori. Când te văd mă trec fiori. Când te uiți la mine drept, sare inima din piept. Opa, așa nu te opri, ritmul ăsta-i până la zi. Draga mea, ține-te bine, acum dansezi cu mine. Bună, Radu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația în emisiunea noastră. Știu că tu te-ai întors de curând în România, după ce ai petrecut foarte mult timp în America. Aș vrea să te întreb, ce te-a determinat să te stabilești acolo? Nu știu, viața. Prima oară am mers să încerc, să văd cum e. Până la urmă m-am obișnuit, a început să-mi placă din ce în ce mai mult și ca oriunde, îți faci prieteni, îți faci relații, îți găsești un rost acolo, începi să ți se alege lucrurile și încet, încet rămâi, ce să faci? Dar totuși aveai o trupă de succes aici în România. Care este, cum să spun eu, ce nu se potrivește, ce nu e ok. Ce dacă aveam trupă de succes? Asta nu are nicio importanță. Succesul și insuccesul sunt niște lucruri care ni se întâmplă în viața tuturor, cum să spun eu, ciclic. Tu nu poți să te bazezi că acum ai succes, te bazezi pe faptul că acest succes va continua la nesfârșit. Trebuie să înțelegi că s-ar putea să existe perioade din viața ta în care nu o să-l mai ai și atunci încerci să te diversifici, să trăiești, să experimentezi tot felul de alte lucruri și culmea, succesul a rămas și după atâți ani. Ce este, dar putea să nu rămână? A fost un risc. Cu siguranță că a fost un risc și putea să iasă foarte urât, dar am tratat totul cu pozitivism și am încercat pe cât posibil să nu mă gândesc la ce a fost înapoi și să mă uit la ce a fost înainte. Și asta m-a ajutat mult pentru că am avut situații prin care am trecut în care, care au fost destul de delicate și care au fost destul de complicate și am reușit să le fac față pentru că m-am concentrat asupra momentului. Dacă te gândeai, a, eu sunt Radu Almoșan care se urca pe scenă și 30.000 de oameni erau în picioare, era mai greu. E o chestie de egoism care cred că nu mă mai caracterizează de mulți ani. Pentru că emisiunea se difuzează la un post de turism, aș vrea să te întreb de ce America? Bun, bineînțeles că din considerente de carieră și mi s-a părut cel mai interesant, cel mai greu de realizat ceva, este și un test personal. Aici toată lumea îmi spunea cât de bun sunt și cât de valoros era grupul nostru, iar nu aveam certitudinea eu personal că lucrurile stau chiar așa și este o traiectorie pe care o iei de autoevaluare până la urmă și să vezi exact cine ești și să nu ții în bazinul cu pești mari, nu cu artiști care pun discul. Știi? Până la urmă aici stăm. O viață avem, anii se duc, e foarte important ce faci cu ei. Cred că am văzut vreo 32 de țări până acum. Și care ți-a plăcut cel mai mult? Nu știu, toate mi-au plăcut în felul lor. Chiar și cele care sunt mai puțin populare. Dar peste tot e frumos, peste tot sunt oameni frumoși, sunt locuri frumoase. Eu sunt și un pasionat călător și cred că am să mai călătoresc foarte mult timp de acum înainte și o fac și fără să vreau, prin natura profesiei. De-abia am făcut Ungaria, după am făcut Tulcea, după am făcut Burgas, stăteam 3 zile și azi noapte ne-am toți la Burgas și am intrat în studio. Deci mereu călătorim. De obicei, destinațiile de vacanță, după ce criterii ți le alegi?
Aș fi foarte fericit să vă pot da un răspuns pertinent la întrebarea asta, dar din păcate destinațiile mele de vacanță nu prea există. Nu mi-amintesc de când am mai luat o vacanță, așa, vacanță de... Cred că 2004 era sau 2005 când am fost în Spania și atunci a fost nasol. Nu știu, nu mi-a plăcut. Madridul chiar a fost, nu m-a impresionat absolut deloc. Sudul Spaniei, da, Granada este un oraș superb. Mai sunt Sevilla, mai sunt Cordova, orașe foarte, foarte frumoase. Nu ezitați să vizitați și California. Probabil că din punct de vedere al peisajelor este cel mai frumos loc pe care l-am văzut eu pe acest pământ până acum. Unde găsești chiar tot, deci nu există să nu aibă ceva, e incredibil. Sunt și multe alte locuri, și în Europa, și în Asia, și în multe alte locuri. Orașul meu preferat este Istanbul. De ce? Pentru că e altfel. Cum? Descrie-ne puțin, dacă poți. Este un cocktail exploziv, Istanbulul, de multe etnii, de multe religii, de multe istorie. Gândiți-vă că Istanbulul a fost Constantinopol, a fost capitala Imperiului Bizantin pentru 1000 de ani. Acum este unul dintre cele mai fascinante orașe, este singurul oraș pe două continente. E un mix extraordinar, un amestec de nou, de vechi, de tradiție, de tot felul de religii, de cultură, e fascinant. Este unul dintre cele mai importante orașe ale lumii, pot să spun. Vacanțe, de obicei, îți place să mergi să te relaxezi sau să vizitezi? Eu sunt genul de om care se relaxează vizitând, adică le împuși cu doi iepuri dintr-un singur foc. Dacă stau pe loc, nu mă relaxez, ba chiar obosesc. Dacă dorm prea mult, mă simt mai obosit ca înainte. De obicei merg și vizitez. Un oraș ca Istanbul, de exemplu, sau sunt multe alte orașe unde am fost foarte, spun eu, am avut o energie foarte sus, a fost foarte fain, a fost ca înălțător, așa, transcendental. Mi-a plăcut foarte mult și în Africa, a fost o experiență foarte, foarte faină. Acum s-ar putea să mergem în China la sfârșitul septembrie și ar fi o ocazie importantă să vedem Marele Zid și obiective turistice pe care nu le-am văzut înainte. Și aștept cu mare interes să am ocazia, aș prefera cu formația, pentru că sunt cele mai faine călătorii, să merg în America de Sud. Până acum am fost în America Centrală, în America de Nord, Europa, puțin din Orientul Mijlociu și cam asta, și Africa. Urmează Asia, Australia și America de Sud. Colecționezi ceva din călătorii? Foarte multă iubire și amintiri. Am și diverse obiecte, dar ar fi prea mult să spun că sunt o colecție. Eu le iau așa, cam la nimereală, ceva ce îmi strânește mie interesul pe moment. Foarte rar se întâmplă ca aceste obiecte să coincidă, adică dintr-o țară în alta să iau același lucru. Nu prea se întâmplă. Nu aș putea să spun că sunt un colecționar. Colecționam când eram mic monezi, dar mi-a trecut, nu prea m-am mai ocupat. Am lăsat o baltă cu numismatic. Următoarea destinație ar putea fi China, dar unde ți-ai dori să ajungi tu? Nu este următoarea destinație, este posibil să ajungem acolo la sfârșitul septembrie. Un loc în care vreau foarte mult să ajung, pe care am mai trecut, dar pe care l-am ignorat din lipsă de timp și din lipsă de inteligență, a fost deșertul Mojave din Statele Unite, din California, și acum am ocazia peste o săptămână să merg acolo și să... Eu sunt un fan al deșertului. Pentru mine deșertul reprezintă mult, nu știu de ce, nu mă întrebați. Dar pentru mine Mojave, Sahara, Death Valley, în Mexic, White Sands, toate deșerturile astea au un mister aparte, mă cheamă. România, care sunt locurile tale preferate? Da, am multe locuri preferate. Aș putea să le nominalizez foarte exact. Există un copac care seamănă cu un măslin. N-am știut niciodată ce copac e ăla. Undeva în vârful unui deal în Brașov. Eu am crescut în Brașov. Acolo este unul dintre locurile mele preferate. Mai am un loc preferat aici, în Cotroceni. Sunt niște copaci care îmi plac foarte mult și îmi plac, pur și simplu stau acolo și mă relaxez. E genial. Mai am un loc preferat lângă moschea din Mangalia. Mai am un loc preferat la Catedrala Romano-Catolică din Timișoara, în Piața Unirii. Noaptea când nu e nimeni.
Mă lasă-mi o secundă, știți, mai zic. Hai să rămânem aici, nu știu, cam pe aici mă învârt, în mare. Mai am un loc preferat, nu vreau să-i fac reclamă, dar e într-un pasaj aici în București. Lumea trece pe acolo, multă lume trece pe acolo, dar pentru mine reprezintă, cred că, mai mult decât pentru ei, nu știu de ce. Pur și simplu, simt ceva special. Pe Omul iar e un platou foarte, foarte fain. În pădure la Snagov îmi place foarte mult. Am fost acum de Sânziene. Noaptea, nu ziua. Eu sunt nocturn, adică majoritatea lucrurilor pe care le fac se petrec noaptea. Da, înțeleg. Da. Multe dintre ele sunt seara, deși concertele de zi mie îmi plac mai mult, nu știu de ce. Văd publicul mai bine și îmi place să interacționez mai mult cu ei. Eu îți mulțumesc și te mai așteptăm și altă dată. Multă plăcere, baftă postului și orice legat de natură, de geografie, de obiective turistice, din punctul meu e binevenit. Dacă nu călătorim, suntem cu toții mult mai săraci și nu învățăm cu adevărat ceva decât atunci când mergem în alte părți. Bun e vinul, bată-l vina, poate a fost cam mult, dar ce beat de fericire aș fi să te sărut. Ăsta-s eu, n-am ce să fac, sunt și înger, sunt și drag, numai tu îmi ești în lume pe plac. Ăsta-s eu, iubesc cu foc, nu te-aș mai lăsa deloc, seara asta poate am noroc. La mine drept, sare inima din piept. Pop, așa nu te opri, ritmul ăsta-i până la zi. Draga mea, ține-te bine, acum dansezi cu mine. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare când vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii VIP Travel, rămâneți pe Travel Mix. La revedere!